Cricketul de azi e de acum Maramureșul azi. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Maramureșul azi. Invitatul din această seară vine tocmai din Marea Britanie, dar este un român, un maramureșan de-al nostru și spun bună seara și bun găsit lui Ștefan Berci. Bună seara, Paul, bine v-am găsit. Ștefan, spuneam că vii din Marea Britanie, poate că unii dintre telespectatorii de unde se vede TV Siget din zona ta natală știu cine ești, dar cred că ar trebui să te prezinți mai pe larg. Tu ești jurnalist în primul rând și te-am invitat în această seară pentru a avea o scurtă dezbatere așa ca între jurnaliști și despre campania electorală, dar cu foarte multă curiozitate despre ce înseamnă Marea Britanie prin ochii tăi. Cum ai spus și tu, sunt jurnalist. Mi-am început cariera la Cluj acum 10 ani, după care am decis să mă mut în Anglia. Întotdeauna am fost atras de ideea de a locui în Anglia. Am fost în timpul facultății în Anglia, în Scoția, și de atunci am rămas cu această fantezie, să zic așa, că Marea Britanie este un loc prielnic, mai ales din punct de vedere al omului de televiziune, al omului media. M-am mutat acolo, lucrez la cea mai mare agenție de știri din lume, Associated Press. Tot ce vedeți la TVR sau știri internaționale sunt de la noi. Chiar avem contract cu TVR, ProTV și alte posturi mari naționale. Noi le furnizăm toate materialele media din Siria, tot ce se întâmplă în Siria. Câteodată lucrez și eu pe astfel de materiale. La fel luăm știri din România și le dăm mai departe celorlalte televiziuni din lume. Când s-a întâmplat tragedia din București de la Colectiv, eu am fost cel care a lucrat câteva zile pe acest subiect ca să am cel mai bun pachet de știri ca să-l dau mai departe. Și cam acesta sunt eu. Sunt un tânăr maramureșan, sunt de-al vostru, sunt din comuna Călinești, o comună foarte frumoasă pe Valea Cosăului. Sunt niște oameni foarte frumoși, zic eu, acolo, oameni care încă mai păstrează acest spirit al moroșanului de altă dată. Da, sigur, e o agenție foarte mare, dar aș vrea să ne povestești parcursul tău din primele luni în Marea Britanie. Clujul e și acela un oraș mare, au fost multe oportunități pe care sunt convins că le-ai avut. De ce ai ales să pleci totuși din Cluj, din România, și să iei calea străinătăților, cum ar spune cei din zona Călineștiului? Am lucrat la televiziune în Cluj. Întotdeauna mi-a plăcut Clujul. Clujul este orașul studenției mele. Am crescut în Cluj, m-am format ca și om acolo, am avut profesori și am avut mentori precum Constantin Trofin, Felicia German, care și ea este din Maramureș. Sunt foarte mulți moroșeni care sunt jurnaliști. Mi-a plăcut foarte mult Clujul. Nu mi-a plăcut foarte mult politica, sau fiind jurnalist chiar pe politic și social, te lovești de anumite anomalii ale societății noastre. Și dacă mi s-a oferit oportunitatea să descoper și o altă parte a Europei sau o societate care este mult mai maturizată din foarte multe puncte de vedere, cu siguranță că am ales acea maturitate de care parcă aveam nevoie. În Anglia totul este bine definit, totul este bine studiat și apoi spus. Nimeni niciodată nu o să zică ceva fără a avea anumite fundamente. Și mi-a plăcut foarte mult acest lucru. Sunt foarte diplomați oameni acolo. Nu o să încerce niciodată să te mâhnească sau nu o să încerce niciodată să îți facă rău doar așa, că așa este în trend. Și mi-a plăcut acest lucru. Nu, lumea nu prea bârfește acolo. Un alt aspect care mi-a atras atenția. Și atunci, cu siguranță, după ce am fost acolo cu un fel de bursă în timpul studenției, am decis să revin în Anglia și să-mi continui
cariera mea de jurnalist acolo. E greu să fii un jurnalist care din România să meargă acolo? Știm că presa e destul de tabloidizată în România, comparativ cu, spunea, echilibrul, și de multe ori se spune că englezii sunt reci și foarte exact. Dar să nu uităm cine a inventat presa tabloid. Ei au inventat-o. Cele mai mari tabloide sunt de fapt în Anglia, iar tabloidele din România copiază ceea ce fac The Sun, Daily Telegraph, Daily Mail, pe care îl știți cu toții. Bun, care... Și de ce n-ai ales atunci să mergi acolo? Pentru că îți place mai mult zona asta, să spunem, foarte serioasă? Da, nu, cum să zic, nu pot să mă cobor la nivelul acelui tip de subiecte. Îmi vine a râde pentru că eu, pe lângă faptul că lucrez la Associated Press, mai fac și sunt director de imagine al unei mari companii de căi ferate private deținute de către guvern, și am avut o discuție cu șeful meu, cu un șef nou, și mi-a cerut ca eu, ca și om de presă, eu trebuie să scriu articolele care de fapt merg în presă de la compania respectivă, mi-a cerut să fiu mai tabloid și am refuzat, pentru că stilul meu nu este tabloid și eu, ca și om de imagine, nu am cum să mă cobor la acel nivel. Însă nu este greu, trebuie să crezi în tine, trebuie să crezi în valorile tale. După cum am spus, sunt moroșan și țin să cred că noi avem anumite valori cu care ne naștem și creștem. Așa am fost învățat de la Călinești, având profesori foarte buni. Nu ai cum să te cobori la un anumit nivel de tabloid și să scrii niște știri sau să produci niște știri care nu au niciun fel de esență. Pentru că știrile tabloid, de fapt, nu au esență. Noi, ca și jurnaliști, trebuie să ne interesăm sau trebuie să cercetăm din trei surse. Ori știrile tabloid, zic tot, Daily Mail, care este cel mai mare tabloid din Anglia, nu verifică nicio sursă. O să apară titluri de genul "Românii sunt hoți", fără să... Bun, și cu toate acestea se vinde. Se vinde pentru că oamenii sunt foarte curioși, oamenilor de rând le place să citească astfel de subiecte, pentru că sunt subiecte ușurele, nu ai cum să îți faci creierul să digere anumite subiecte grele de politică, adică Financial Times sau gen Adevărul de la noi, pentru că Adevărul are un anumit standard sau o anumită etichetă. Dacă mă întreb ce ziare din România citesc, sunt doar câteva. Adevărul este unul dintre ele, pentru că stilul lor este cursiv, este elegant. Celelalte ziare nu au acest stil elegant de a scrie, de a expune anumite idei și păreri într-o manieră culturală și socială și politică așa cum trebuie. Asta înseamnă că până la urmă fiecare are audiența sa și cu siguranță se vinde mai bine în funcție de subiect. Se vinde în funcție de subiect, de persoana care apare. Englezii sunt foarte buni să creeze astfel de personaje care se vândă. Dar cum rămâne cu credibilitatea până la urmă? În ce cred cei care citesc tabloidele și în ce aleg să nu creadă până la urmă? Este interesant pentru că chiar acum ne apropiem de Brexit. Brexit este de fapt referendumul lor. Oamenii vor fi întrebați dacă Anglia vrea să rămână, adică Marea Britanie, incluzând Țara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord, dacă vor să rămână în Uniunea Europeană. Apar tot felul de povești. Unele sunt credibile, celelalte nu sunt credibile. S-au format două grupuri. Grupul celor care vor să rămână și grupul celor care vor să iasă. Grupul celor care vor să rămână este format din toate partidele și toți politicienii. La fel și partidul celor care vor să... grupul celor care vor să iasă. Cei care vor să iasă dau anumite știri sau ies în față cu anumite lucruri care nu sunt credibile sau spun că
românii sunt în număr mare în Anglia, ceea ce nu este adevărat, că dacă compari numărul românilor din Marea Britanie, care este 150.000, cu numărul polonezilor, care este 2 milioane, sau chiar numărul americanilor, care se ridică la 1,5 milioane, sau brazilienilor, n-ai cum să zici că românii sunt foarte mulți. Cu 150.000 comparativ cu 1,5 milioane e fix 10%. Însă își permit să zică astfel de lucruri ca să creeze, ca să te stimuleze emoțional sau să te afecteze emoțional. Iar omul de rând este, este interesat de astfel de stimuli. Da, fac și ei aceleași probleme pe care le fac și românii, cum se scrie deseori în presa britanică. În ce sens? Adică... Adică există la fel, să spunem, criminalitate. Cu siguranță. Dacă mergi la... de altă etnie, cum ar fi, de exemplu, cea poloneză. Cu siguranță. Dacă mergi la Londra, 60 sau 70% dintre cerșetorii lor sunt engleși. Homeless, cum le zic ei, adică persoane fără case, care au avut o viață mai tumultoasă, care s-au drogat, sunt foarte mulți și sunt engleși. Îi vezi... Ăștia-i noștri... comunitatea Roma sau nu știu cum le ziceți voi aici așa, sunt strategic puși doar în fața magazinelor foarte scumpe. Și de asta sunt bătători la ochi, că unde e opulent, hop și ăștia ai noștri sunt acolo. Comunitatea Roma, cum este denumită în presa internațională. Și de asta ei fac valuri în presa britanică, dar sunt câțiva, dacă sunt, eu nu știu dacă am văzut în 5 ani de zile, nu știu dacă am văzut 30 sau 40, însă foarte mulți sunt engleși, foarte, foarte mulți sunt engleși. La fel, citeam un articol, a fost un fel de raport creat de către Universitatea Oxford din Anglia, spunând că, de fapt, imigrația sau... oamenii veniți din Uniunea Europeană nu afectează aproape deloc societatea englezească, pentru că nu există nicio statistică din care să reiasă că anumite aspecte, cum sunt criminalitatea, au crescut doar pentru că sunt români, portughezi sau de altă naționalitate, da. Nu există nicio statistică să zică oamenii și-au pierdut locurile de muncă din această cauză. Este doar, sunt doar povești de fațadă ca să afecteze emoțional privitorii sau cititorii, ca să influențeze votul. La fel se întâmplă oriunde. A fost o campanie electorală, au avut și ei alegerile locale chiar acum 2 sau 3 săptămâni și s-a dus cel puțin la Londra, pentru că Londra este cel mai mare oraș al lor și chiar și al Europei. Și atunci îți dai seama că miza a fost foarte mare pentru cele două partide din Anglia, că sunt, vorbim doar de două partide, adică sunt mai multe, dar doar două cele care contează. Care contează și... de care electoratul ascultă, Partidul Laburist, adică socialist, este aceeași mâncare de pește, sau Partidul Conservator, care de fapt este un fel de PNL, PDL la noi, dar cum mai spre dreapta. N-aș vrea să trecem în schimb așa de ușor peste subiectul acesta Brexit, îl știu și românii, pentru că deseori e folosit ca și sintagmă la televizor. Totuși, care e trendul la ora actuală? Ce își doresc, după părerea ta, majoritatea britanicilor în momentul în care vine vorba de ieșirea din Uniunea Europeană? Știm că Anglia este printre puținele țări care, deși e în Uniunea Europeană, are altă monedă decât euro, adică lira sterlină, și care e și mai puternică decât euro în comparativ cu leul la ora actuală, de exemplu. Ei nu se simt foarte europeni, pentru că sunt un fel de insulă, oarecum mai, nu izolată, geografic, dar... Geografic e clar că... Fac parte din geopolitic, fac parte din Uniune, clar. Sunt păreri împărțite. Ultimele statistici pe care le-am văzut era 54 pentru a rămâne și restul 40, pentru că sunt și indeciși. Însă ultimele poluri și ultimele știri arată că acest număr se poate schimba. Dar la fel sunt...
Sunt niște, sunt niște situații foarte bine studiate, sunt niște, sunt niște studii care vând foarte bine, sunt foarte multe dezbateri, oamenii se uită, totul este un fel de marketing la ei, ei vând de fapt, orice se întâmplă, pentru orice este, ei vând. Și Dar care ar fi principalele argumente pentru care ar vrea să iasă Marea Britanie din sunt UE? câteva argumente foarte substanțiale pe care le tot propovăduiesc Sunt promovate, da. sau promovate imigrația, dar s-a demonstrat în nenumărate rânduri că imigrația este foarte ajutătoare economiei. Acum, să nu-ți imaginezi că acești imigranți sunt toți, fac parte din, nu știu, plava societății, că cuvântul acesta de imigrant este oarecum, are o conotație negativă deja în Anglia. Da, există o discuție deseori despre ceea ce înseamnă emigrant. Există emigrant și dacă ai studii cât de cât mai solide și deosebite, ești deja expat, adică nu ești emigrant. Care e Ce diferența până la urmă? este foarte ciudat că eu le zic că sunt din România, știi, și toată lumea mă întreabă, a, Dar tu ești ești din un România? expat, nu? Dacă ai niște Da, de studii la activ. ai un alt statut, dar toată lumea este la fel, că vin de la Sighet, că vin de nu știu unde, nu contează. Însă, felul cum tu îți proiectezi personalitatea ta și persoana ta în fața lor, așa te văd ei. Eu n-am avut niciodată probleme cu engleza, am foarte mulți colegi, au venit și în Transilvania, întotdeauna promovez Transilvania printre Am o să fac o prietenii. glumă, tu ai noroc că ești blond cu ochi albaștri, că dacă ai fi brunet Exact. și Este un cu stereotip și căprui, ar fi o chestie, da. întotdeauna sunt întrebat, păi cum ești din România, că nu arăți ca și un român, știi? Și atunci eu întreb cum ar arăta un român. Iau În genul Dracula, bănuiesc. percepția greșită că un român este mai închis la culoare și așa mai departe. Dar repet, pentru că ei asta știu din presă. În presă apar doar anumiți oameni din România, adică criminalitate și așa mai departe, care se întâmplă. Nu o să promoveze niciodată lucrurile bune, deși sunt foarte multe lucruri bune din România în Anglia, la Londra. De exemplu, președintele celului orașului de afaceri sau The City of London este un român, este Sir George Iacobescu, este unul dintre oamenii, unul dintre românii care promovează România în Anglia, care ajută foarte mulți români și sunt foarte mulți astfel de oameni. Nu o să apară niciodată în presă acești oameni pentru că o să apară comunitatea Roma care vin cu caravana, care refuză să stea în case sau ăștia care cer beneficii, pentru că sunt și români plecați în Anglia, care sunt interesați doar de beneficiile sociale pe care Anglia le oferă. Anglia este o țară foarte darnică. Este o țară darnică și sunt luați de proști, vorba aceea. Și atunci suferă. Adică suferă. Pierd anumiți bani care se duc înspre anumite categorii sociale de oameni care, de fapt, nu ar trebui să primească astfel de beneficii. Ce se întâmplă dacă, până la urmă, referendumul iese într-o formă de genul Uniunea Europeană rămâne fără Marea Britanie? Uniunea este un grup destul de mare. S-au întâmplat niște situații în ultima vreme, de exemplu Turcia și Ucraina. Deja Uniunea se uită înspre est, spre alte țări ca să adere, ceea ce este foarte interesant. Însă pentru Anglia, eu nu sunt jurnalist pe economie sau pe economic, însă din ce am citit eu și din ce m-am documentat, ar fi un suicid economic pentru ei. Ei au o vorbă. Dacă nu e stricat, nu trebuie să o repari. Este vorba lor. Asta se aplică foarte bine și la Uniunea Europeană. Nu este stricată, de ce trebuie să o repare sau de ce trebuie să iasă. Ce s-a întâmplat? Acum câțiva ani a apărut un fel de personaj gen Vadim Tudor, dar un pic mai cizelat, nu așa de slobod la gură. Și omul acela are o problemă cu Uniunea Europeană. Punct. Și de la el a început, pentru că el a început să adune cât mai mult electorat,
ajuns până la 30%, ceea ce este destul de mult. Și atunci partidele mari s-au speriat și a trebuit să ofere o replică, că nu aveau cum să tacă. Adică au tăcut vreo 5 ani de zile, nu au putut să tacă. Și atunci, pentru că și în Partidul Conservator există sceptici, există și în Partidul Laburist, și atunci a trebuit să se dea o replică, a trebuit să vină cu un referendum. Premierul Angliei acum speră să iasă bazma curată, că altfel el o să-și piardă locul de muncă. Da, nu e stricat, dar trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem în câteva momente. Cabinetul Opticlina oferă pentru toate categoriile de vârstă consultații gratuite, efectuate de către un medic oftalmolog și optometrist. Promoțiile de sezon la Opticlina. La fiecare pereche de lentile progresive se oferă a doua pereche de lentile progresive gratuit. Și la fiecare pereche de lentile fotocromatice se oferă o pereche de lentile cu antireflex gratuit. Nu uita! Opticlina are grijă de ochii tăi. Ne găsești zilnic în Sighet, strada Mihalide Apșa, vis-a-vis de magazinul Liliacul. Programări la telefon 0752 883 586. Și nu uita, Opticlina are grijă de ochii tăi. Casa Verde, depozitul unde casa ta prinde viață. Vindem la cele mai bune prețuri materiale de construcții, de finisaj interior și exterior, instalații termice și sanitare, vopsele, lacuri, scule și unelte și oferim bonusuri în funcție de valoarea achiziționată. Te așteptăm cu prețuri promoționale, începând de la 19 lei, trupătrat la capete de stoc pentru gresie și faianță, în limita stocului disponibil. Te invităm în showroom-ul de pe strada Gheorghe Șincai, numărul 35. Te întâmpină o echipă profesionistă care îți stă la dispoziție pentru ca tu să-ți alegi cele mai bune materiale pentru construcția ta. Vindem cu plata în rate avantajoase direct în magazin și asigurăm transportul la domiciliu. Casa Verde e pentru casa ta! Societatea de salubrizare Herodot Group informează cetățenii municipiului că toate persoanele fizice și juridice au obligația de a încheia contracte cu societatea de salubrizare pentru a beneficia de serviciile acesteia, conform hotărârii Consiliului Local numărul 72 pe 2009. Aceste contracte pot fi încheiate la sediul societății Herodot, bloc 3 din cartierul 1 decembrie 1918, la camera 12 din incinta primăriei Sighet sau la sediul beneficiarului prin reprezentanții autorizați ai firmei de salubrizare. Herodot Group se ocupă de curățenia orașului tău. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Jurnalistul maramureșan Ștefan Berci, vorbim astăzi în cadrul emisiunii Maramureșul Azi. Ștefan, am vorbit în prima parte despre Brexit, dar aș vrea să vorbim și despre alegerile locale care au trecut la Londra, dar iată, la noi în România sunt în plină desfășurare, aș putea spune. Nu o să vorbim despre ce se întâmplă în România cu date exacte și cu nume de candidat și cu politică, dar aș vrea să te întreb cum e posibil totuși, a fost o surpriză foarte mare, să vedem că s-a ales un primar în Londra de origine pakistaneză, practic un musulman, da? Într-o țară creștină, acolo unde există regină, poate vorbim și despre asta, unde există creștinism de multă vreme, și au existat deseori inclusiv probleme de acestea religioase. Londonezii cred că au demonstrat faptul că dacă omul este
perfect pentru munca pe care o face și a arătat că este un bun primar, a avut o campanie foarte bună. Nu văd de ce să nu fi fost ales. Sadiq Khan, care este noul primar al Londrei de la Partidul Laburist, s-a poziționat foarte bine, a probovăduit exact ceea ce trebuia. Deși Londra este un oraș mare și este un oraș un incubator de afaceri, este cel mai mare incubator de afaceri din lume la ora actuală, cele mai multe startup-uri, cele mai multe firme se deschid acolo, antreprenoriatul este în floare. Era logic să meargă pe mâna unui conservator, conservator care de fapt ajută, care stimulează mediul de afaceri. Cum se întâmplă și în România sau în Europa, o administrație socialistă nu o să stimuleze niciodată afacerile, nu o să stimuleze niciodată un oraș. Ori afacerile mari, afacerile de ordinul milioanelor de lire sau milioanelor, miliardelor de euro, țin un astfel de oraș, pentru că ei plătesc taxe și impozite, primăria are foarte mulți bani să investească. Și atunci, cu siguranță că o administrație creștin-democrată, cum se numește, adică liberală sau tot așa de dreapta, o să stimuleze astfel de mediu de afaceri. Însă, londonezii au mers pe mâna lui Sadiq Khan, care este musulman într-adevăr. Religia nu trebuie să fie un element care să te facă să fii altfel. Eu sunt catolic, alții sunt ortodoxi, nu ar trebui să fie o dezbinare. Dacă omul este foarte bun pe ceea ce face, este ca și cum ai merge la medic. Dacă medicul este foarte bun și competent, nu contează de unde este sau ce religie are. La fel și primarul, așa ar trebui să fie și primarul. Dacă este competent, este perfect, trebuie să-și facă treaba. Da, urmărind ce s-a întâmplat atunci, am văzut că s-a discutat despre faptul că în cazul primarului Londrei, contracandidatul n-a știut să spună într-un interviu, că toți suntem pe partea de presă, să menționeze nici măcar numele unei stații de metrou. Și atunci mă întreb dacă a contat și asta până la urmă în ochii electoratului. Într-o campanie electorală există o irresponsabilitate din asta în care apar povești de tot genul. Acum, da, într-adevăr, dacă te simți londonez, dacă ești în Londra, am trăit de 5 ani, cu siguranță că nu știu toate ieșirile de metrou, sunt vreo 400. Lucrez pentru o companie de căi ferate, nu știu foarte multe lucruri despre acel domeniu, că nu am cum. Îți dai seama că un candidat pentru primărie... Da, să nu știi chiar niciuna. N-am citit povestea, va trebui să văd, nu știu dacă n-a știut niciuna dintre ele. Mă rog, a fost o discuție pe tema faptului că era ceva mai bogat și nu umbla niciodată cu metrou. Cu siguranță, și dacă nu umbli cu metrou... Comparativ, sigur, cu medicul care umbla și era, să zic, toată ziua cu metrou. Da. Asta zic, fiind socialist, el s-a pliat foarte bine pe social, adică oamenii care merg cu metrou, oamenii care merg cu autobuzul și așa mai departe. Și există un stimul emoțional. Dacă viitorul tău primar merge și el cu metrou, parcă e de al tău, face parte din grupul tău și s-ar putea... Oamenii sunt ușor influențați de astfel de... Da. Ce se întâmplă cu știrile false sau cu situațiile în care apar tot felul de informații, inclusiv în campania electorală, cum sunt ele prezentate de către presa? Adică se lansează știrea după cum spune candidatul că se întâmplă despre un anumit subiect sau se și verifică totuși, măcar din două, trei surse? Se verifică. Sunt ziare, gen tabloid. Chiar dacă e campanie electorală, mă întreb. Da. Sunt tot felul de povești din astea, articole în care oamenii sunt denigrați și Sadiq Khan, noul primar al Londrei, a fost denigrat foarte tare doar pentru că este musulman. Acum nu văd de ce un musulman ar trebui să fie denigrat.
Aceste știri false de obicei sunt dezmontate foarte repede de către ziare cu adevărat sau televiziuni ca și BBC. Vin ei pe post și au contraargumente că de fapt nu se întâmplă acest lucru. Adică există și o autosesizare a presei în cazurile respective, spui tu. Da. Dacă un tabloid mare vine cu o poveste gen, nu știu, sunt 10 milioane, cum... politicianul de care îți vorbeam, Nigel Farage, adică Vadim Tudor în varianta lor, a spus că dacă o să dea drept de muncă românilor, o să se trezească cu 40 de milioane de români acolo. România are doar 18 milioane. Rapid presa a venit și l-a luat în derâdere zicând, Doamne ferește, România are numai 18, de unde a scos Nigel Farage pe ceilalți? Îți dai seama că astfel de informații eronate sau doar de dragul de a fi zise sunt taxate foarte tare în Anglia. Și sunt taxate de către televiziuni sau ziare cu o etichetă care și-o respectă. Da, e țara în care există monarhie, regina, iată, a ajuns la o vârstă venerabilă, e cred că una dintre cele mai, să spunem, în vârstă, doamne, din zona asta regală. Cum simți tu ca și român, până la urmă am putea spune republican, fiindcă ești născut în Republica Socialistă România, monarhia din Anglia? Ce înseamnă pentru englezi, dar mai ales ce înseamnă pentru cei care se duc acolo și nimeresc peste totuși o casă regală cu care poate n-au avut niciodată de-a face? Adică ce înseamnă în ochii tăi și ce înseamnă în ochii englezilor casa regală? Eu țin să cred că sunt monarhist, că România este fostă monarhie. Avem și noi un rege, este văr de al reginei, sunt veri, da. Veri de gradul 2. Prințul Charles are casă la Breb. Țin minte, eram de vreo 7 sau 8 ani, prințul Charles a fost la bunici, la Budești și eram destul de extaziat că nu știam ce se întâmplă, știam că este prințul Charles. Prințul Charles... Toată familia regală sunt un fel de produs din ăsta media care vinde. Ei sunt casa regală atât a Europei cât când zici casa regală, te gândești la casa regală a Angliei și atunci ei sunt acea casă regală. Sunt un produs media de excepție. Dacă William și Kate ar veni în România, cu siguranță România ar fi într-o fiestă din asta de vreo 3 zile. Oriunde se duc ei se întâmplă acest lucru. Nici papa de la Roma nu cred că ar avea o astfel de primire. Sunt un produs media, sunt foarte benefici pentru, ca și imagine, pentru Anglia, sunt cel mai tare brand pe care ei îl promovează, iar au un cuvânt foarte puternic, cuvântul lor cântărește foarte mult. Ei nu au voie să se implice în viața politică absolut deloc, nu o să-l vezi niciodată pe prințul Charles zicând că nu-i place conservatorii sau laburiștii. La fel regina, discursul ei este foarte, foarte plat. Nu o să zică niciodată nimic despre societate, însă atrage atenția. Cu alte cuvinte, îi cam trage de urechi câteodată, dar într-un mod mai diplomatic așa. Însă ei au un cuvânt foarte greoi când vine vorba de societate sau ajute cauze nobile. Chiar prințul Charles promovează Transilvania foarte mult, este foarte interesat de către pădurea de la noi, este un promotor, zic eu, născut, știe ce să vorbească, sunt și foarte bogați și își cheltuie banii. Dacă ar fi să trec de cealaltă parte și să fiu cel care nu agrează, nu sunt englezii nemulțumiți de faptul că, nu știu, cheltuie foarte mult poate cu casa regală sau poate are și casa regală datorii, cum tocmai am aflat că se întâmplă în România de la lista ANAF-ului. Fiecare englez trebuie să plătească pe an 10 lire, în Anglia 10 lire, îți cumperi 3 cafele, să fiu, și eu aș dona 10 lire pentru regină, bănesc că sunt taxat și eu și 10 lire cred că merge la regină. Sunt foarte bucuros să-i donez reginei 10 lire, că este simpatică, ca și cum ai dona unei bătrânici. În cazul ei, da, exact. Hai să ne întoarcem puțin la lucrurile, să spunem, și mai serioase, tot alegerile locale. Dacă acolo, iată, a ieșit în Londra un primar musulman,
Aici cred că nu candidează niciun musulman, dar campania electorală e la fel de acerbă și m-aș întoarce la informații acestea nefondate și la programele electorale. Cum e acolo? Spun fiecare programul electoral și cine îl face în special? Cum îl face cetățeanul să înțeleagă pe candidat ce își dorește? În ceea ce privește atât alegerile locale cât și cele naționale, să zic așa, când cele parlamentare, tot discursul politic pleacă de la președintele de partid, iar toți membrii partidului, candidează sau nu candidează, mențin același discurs. Își aleg câțiva factori foarte importanți pe care îi promovează, despre care vorbesc, despre care au foarte multe date și merg în față cu astfel de lucruri. Este o luptă acerbă. Într-adevăr, la Londra, la alegerile locale, candidatul de la conservatori a venit în presă cu foarte multe lucruri nefondate de către despre candidatul laburist dintr-o familie de pakistanezi, l-a numit extremist, ceea ce nu... asta a fost o informație chiar nefondată. Nu ai cum să numești un extremist doar pentru că el este pakistanez. Este ca și cum pe mine m-ar numi cineva hoț doar pentru că sunt din România, ceea ce nu este adevărat și este total eronat. Se întâmplă, sunt astfel de anomalii și în Anglia și la nivel foarte înalt. Repet, au fost doar stimuli ca să întoarcă oarecum electoratul. La nivel parlamentar, de exemplu, cum se întâmplă? Există și acolo lucruri pe care parlamentarii n-au voie să le facă? Există și acolo DNA? Există astfel de probleme? Nu există DNA, însă oamenii sunt mai conștiincioși, au o altfel de cultură și atunci nu există delapidări de fonduri, să zic, sau se mai întâmplă... Sau incompatibilități. Da, pentru că ei nu au legea incompatibilității, de asta nu există. Bănuiesc că și David Cameron a fost... o știre cu Panama Papers, da. Prin care el fiind prim-ministru, chiar și el a avut oarecum o implicație, dar nu este incompatibil, pentru că legea nu spune la ea așa ceva. Deci omul nu a făcut absolut nimic, doar că a fost numit în hârtiile respective. În România, dacă Victor Ponta ar fi numit, ar fi, cred că, și băgat în închisoare. Acum, nu știu, nu există o lege a incompatibilității la ei, într-o măsură atât de agravată, să zic așa. Există... Pe de altă parte, și societatea este total diferită și democrația are câteva, să spunem, secole. Exact. Ei privesc democrația ca și un mod de viață. Ei știu ce înseamnă democrație. Au crescut cu această democrație. Au legea asta democratică antifumat pe care avem și noi, că ne tot scriu telespectatorii. Da, o au. Chiar am comentat la o televiziune națională săptămânile trecute. O au, este din 2007. Au fost foarte, foarte nervoși englezii când a apărut această lege, foarte mulți au început să protesteze, însă acum toată lumea iese frumos afară, fumează și merge înapoi în pub, nu se întâmplă nimic, oamenii te întreabă, toți prietenii mei care sunt fumători mă întreabă, Ștefan, poți să-mi aprind o țigară în fața ta? Ține de bun simț. Să fumezi în fața cuiva sau în prezența cuiva, efectiv ține de bun simț. De anul trecut, nu ai voie să fumezi în mașină, chiar dacă este mașină personală și mai ales dacă ai minori în mașină. Dacă ești prins fumând, amenda este foarte mare, de vreo 25.000 de lire sterline. Nu ai voie să fumezi și acum se discută o altă lege prin care să se interzică fumatul de tot, doar în spații special amenajate, chiar și pe stradă. Dacă ești prins fumând pe stradă, vei primi amendă doar în spațiile special amenajate, adică toate barurile vor trebui să își amenajeze un fel de spațiu unde să se fumeze. Și am avut această discuție chiar cu domnul Dinescu, am înțeles că dânsul are și un restaurant, mi se pare
logica el să fie de o altă parte a baricadei, dar nu politicienii din Anglia iau aceste măsuri, ci sistemul lor public de sănătate, pentru că cazurile de cancer pulmonar este este factorul care influențează creșterea ratei de cancer de plămâni pulmonar. Și atunci îți dai seama că ei cheltuie foarte, foarte mulți bani ca să trateze astfel de cazuri. Și decât să tratezi, mai bine previi sau îi obligi pe oameni să nu fumeze. Ori în România nu medicii au intervenit deloc. N-am văzut un medic să iasă și să zică, da, nu este sănătos să fumezi sau s-ar putea să ai cancer pulmonar. Sistemul lor de sănătate a forțat nota. Da, suntem pe final, dar n-aș vrea să încheiem în emisiunea înainte de a vorbi și despre subiectul Mara Mureș. Spunea că ești cel care se ocupă de imaginea unei companii feroviare în Marea Britanie. Asta înseamnă că ai și o anumită experiență pe zona aceasta de PR și de marketing. Ce crezi tu că i-ar trebui Mara Mureșului pentru a se promova mai mult în străinătate? Mara Mureșului ar trebui anumite canale și anumiți oameni instruiți să facă acest lucru. Dacă eu mă duc în Anglia și fac câteva poze sau iau câteva poze de pe internet și le arăt englezilor, o să fie impresionați de ceea ce văd doar în niște fotografii. Imaginează-ți dacă acele fotografii ar fi plasate strategic pe canalele social media, adică Facebook, Instagram, Twitter și așa mai departe, care se folosesc. România sau Maramureșul ar trebui să aibă o campanie foarte bine definită, cu conținut foarte, cum să zic așa, foarte eye-catchy, cum zic englezii, adică să-ți fure ochii. Imagini, videouri de promovare, să se facă parteneriate. Sunt câteva restaurante românești la Londra. Mi se pare că cu siguranță ei ar accepta să promoveze, mă rog, Transilvania, Maramureșul în restaurantele lor. Asta trebuie să se facă și cât mai mulți tineri care cred în imaginea Maramureșului să promoveze, și mai ales oamenii care sunt plecați, oameni ca mine, trebuie să voluntarieze să promoveze, pentru că dacă fiecare român plecat în străinătate, că este Franța, Anglia sau Italia, ar trimite măcar 4 sau 5 turiști străini sau locali din zona în care locuiesc, cu siguranță Maramureșul sau Transilvania sau România ar fi plină de turiști, în primul rând. Lucrul ăsta se întâmplă și la Sighet la ora actuală. Vedem că tot mai mulți turiști vin atrași de diverse lucruri pe care le pot vedea în Sighetul Marmației, începând cu Memorialul Victimelor Comunismului și terminând cu Muzeul Maramureșan. Da, Sighetul și-a păstrat, este oraș de provincie, însă și-a păstrat toate aceste elemente și sunt bucuros că am văzut că în ultima vreme s-a pus accentul, cel puțin în Maramureș și în Sighet. Cineva și-a dat seama, administrația și-a dat seama că acesta este lucrul cu care să vină în față. Am văzut că sunt Paști în Maramureș, mi se pare un eveniment foarte, foarte bine organizat și foarte bine dezvoltat. Turiștii exact asta vor să vadă, tradițiile noastre, să vadă cum trăim noi, cum suntem mândri de ceea ce avem sau de istoria noastră. Iar Paștii în Maramureș a făcut exact acest lucru, să promoveze ce avem noi cel mai bun. Centrul de informare turistică care s-a deschis, mai sunt și alte centre pe comunele din Cosău și cred că și de pe celelalte comune. Este un lucru foarte bun, trebuie să promovăm mai mult și să investim în acest lucru. Bun, eu îți mulțumesc foarte mult. Îți mulțumesc și eu, Paul. Trebuie să încheiem aici și te mai așteptăm. E important să te duci acolo înapoi în Londra și să vorbești și despre TV Sighet, dacă ai ocazia, pentru că tot am avut emisiunea astăzi. O să le zic. Dar și despre Sighetul Marmației și Mara Mureș. Până la urmă, voi cei care ați plecat și sunteți oameni de succes acolo, reprezentați, să spunem, valoarea Mara Mureșului în străinătate. Mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Mara Mureșul Azi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. O seară frumoasă în continuare. Rămâneți cu știrile. La revedere!